Bun găsit! Suntem la o nouă ediție Secvenței Trinitas. Ne-am propus astăzi să vă readucem frumusețea cântărilor corale, dar și puritatea copiilor. Când cele două se îmbină, rezultatul este cu siguranță unul plăcut sufletului. Am retrăit această emoție la festivalul Buna Vestire, organizat în luna martie la Biserica Sfântului Refterie din București. Ne bucură să împărțim această emoție cu dumneavoastră! Sărbătoarea de Buna Vestire vine cu o veste bună de 9 ani încoace pentru iubitorii de cântări corale religioase. Sub patronajul Palatului Național al Copiilor din București și sub directa implicare a doamnei profesor Elena Nicolai, are loc anual un festival concurs național menit să țină aprinsă dragostea față de muzică, dar și față de tradiții și de credință. Cred că este un prilej foarte bun de a gusta acest gen de muzică, de a cunoaște și alți copii care au aceleași preocupări și până la urmă ne dorim să avem mai mulți adepți, mai mulți iubitori de muzică corală și văd că anul acesta chiar am avut succes, a fost și vizualizat pe Facebook și în biserică au fost foarte mulți spectatori, ceea ce ne bucură. Am văzut și mulți părinți. Au fost și mulți părinți și nu doar părinți, ceea ce mă bucură și mă mulțumește pentru că am ajuns la ceea ce ne doream, să facem festivalul cunoscut și să facem publicul să iubească muzica corală. Revenirea în fața publicului a fost mai mult decât așteptată. Artiștii se hrănesc din emoții și din aplauze, iar de această vibrație era nevoie din plin. Iese foarte bine. Vreau să fiți atenți și o să iasă super bine. Dar suntem atenți. Nu ne preocupă nimic din ce e în preajmă. Vreau să mergem exact așa, în rând. Emoții? Foarte mari înainte de concurs, da. Cât timp v-ați pregătit? Cred că vreo 2 sau 3 săptămâni, cel puțin. Aveți competitori mari? Da, avem destul de mari competitori. Mulțumim! Formațiile în sine nu pot exista dacă n-au prilej de apariție. Nu se pot satisface doar cu simplele repetiții. Trebuie să aibă apariții publice, să vadă că munca lor rodește. Și aplauzele pe care le-au primit în seara aceasta și cei mici care au cântat la unison, sunt convins că i-a înflăcărat și vor veni cu atât mai multă plăcere la repetiții și acest plus de energie pe care au primit-o astăzi se va vedea în repetițiile viitoare și în evoluțiile viitoare. Anul acesta, Festivalul Concurs Național Buna Vestire a fost găzduit de Biserica Sfântul Mucenic Elefterie din București. Pentru cei care nu au reușit să ajungă, a fost posibilă și participarea online. Pe mine m-a satisfăcut că activitatea corală revigorează. Se reia încet, încet și sunt convins că în ani vom avea din nou activitatea corală de odinioară, când la asemenea concurs se prezentau 10 de formații la un nivel deosebit. Au concurat 10 coruri, 6 de copii și 4 de adulți, 16 soliști și 2 duete. La secțiunea coruri, marele premiu a revenit corului de copii și tineret simbol Jean Lupu al Patriarhiei Române. Compozitorul și dirijorul Valentin Gruescu a fost președintele juriului. Să vezi tinerețea pusă în slujba frumosului, artei și credinței, te bucură, ne spune. E o tradiție care merită să aibă continuitate. Ca orice festival care întâlnește la oaltă sub corola sa tinerețea unor profesori cu experiență și dorință de a învăța pe copii muzică și mai ales această vârstă fragedă și frumoasă a tuturor celor din
Noi am văzut numai categoria 1, 2, 3, 4, care erau categorii de vârstă, clasele 1, 2, 3, 4 până la 12-a. Dar toate, ziceam, sub corolarul acestei copilării, a tinereții. Eu cred că este o realizare care merită și ea luată în seamă, respectată, prețuită și, bineînțeles, să creeze continuitate față de edițiile precedente către cele viitoare, învățând, ca întotdeauna este de învățat, și din bune și din mai puțin bune. E greu să răzbată calitatea într-o lume care promovează vedetismul ieftin, iar faptul că există încă aplecare spre activitatea corală, spre muncă, disciplină și studiu, e un semn că încă mai deosebim valorile și le punem la locul cuvenit. Dorința de a se vedea vedetă acum tare seamănă cu tipurile de emisiune în care a învățat unul să cânte la chitară și se și visează Elvis. Știe să cânte două strofe dintr-o piesă, nici nu știu dacă se mai preocupă să o învețe și pe a treia, vai, mă duc la Vocea României. Deci, acum, dacă nu acum, probabil că niciodată. Pentru cei care vor, într-adevăr, să facă un lucru de consistență muzicală, există școli de muzică. Personal am învățat de la 4 ani să... Și cred că și acum mai am de învățat și sunt câteva zeci de ani, 60 și ceva de ani de atunci. Acum, dacă mi-aș fi dorit acum, nici nu știu dacă acum ne-am fi văzut să mai vorbim despre asta, fiindcă e nevoie totuși de o experiență pe care să o și studiezi puțin. Dar dacă dorești partea spectaculară, să zicem, a vieții, se poate și un acum. Dar o să te lauzi toată viața că am cântat și eu cândva într-un cor. România are un popor talentat, iar festivalurile care promovează arta pot fi și o șansă pentru a descoperi viitori adevărați profesioniști. Ideea este că dacă tot există talent, dacă tot există profesori dotați, dacă tot există repertorii, oameni care compun pentru asta, există medii speciale în care se poate face și la o școală de muzică și la o școală de cultură generală la care sunt profesori de muzică dotați cu pasiune în ei, îi vezi fremătând, ori fie pe pagina a doua de la catalog, materiile 13-14 care sunt socotite deseori dexterități. Dar după cum știm, foarte adesea mari personalități ale întregului pământ s-au lăudat că au cântat alături de români. Sportivi care au jucat în diverse sporturi alături de români. Fapt pentru care am început să considerăm că nu greșim dacă spunem avem un popor extrem de talentat. Lucrurile astea n-ar trebui făcute doar pentru experiența unui acum care cât poate să zi. Să dureze. Când eram copil îmi spunea tata că erau niște tonete de loto pe care scria azi cu bani, mâine fără bani. Dar scria pe ele asta și în fiecare zi era azi. Acum. Deci, în principiu, de aici se pot naște talente care la rândul lor să poată fi și ei educatori, profesori, dirijori, cine mai știe că așa sare, știu eu, scânteia din foc, nu știi niciodată, nu o planifici. Este o șansă, este o ocazie și eu cred că faptul că ne aflăm în Sfânta Biserică este iarăși și pentru copii un lucru senzațional, câte unii vin de la distanțe mari ca să vină pe aici și nu o să uite multă vreme lucrul ăsta, la fel părinților, profesorilor, deci există șanse care se pot folosi cu nițică rațiune și cu foarte multă organizare. Pentru copii, o astfel de activitate este mai mult decât binevenită. Dezvoltă în ei abilități care, cu siguranță, le vor fi utile în orice domeniu ar activa. Se dezvoltă gândirea logică, se dezvoltă afectivitatea, se dezvoltă creativitatea, se dezvoltă memoria, se dezvoltă imaginația și toate acestea, la un moment dat, devin productive în orice sector de activitate. Dacă și-a dezvoltat toate aceste capacități intelectuale, cu ele dezvoltate, poate primi cunoștințe din orice domeniu. Dezvoltă gândirea logică. Muzica este matematica sunetelor, spunea Octav Onicescu, matematician. Muzica este matematica sunetelor. Este proporție, este geometrie, este armonie, este simetrie. Și toate astea dezvoltă în copil inginerul de mâine,
avocatul de mâine, profesorul de mâine, preotul de mâine și așa mai departe. Dincolo de aceste aspecte ce țin de dezvoltarea profesională, și mai valoros este faptul că o activitate care reunește mai multe persoane pentru aceeași cauză va stimula sentimentul de altruism. Copiii vor învăța să aibă empatie, să-l accepte pe cel de lângă ei, să dăruiască. Formația corală dezvoltă spiritul de colectivitate, de întrajutorare, dizolvă egoismul. Sunt copiii interesați de muzica corală, dar mai ales de muzica religioasă? Să știți că sunt interesați copiii, ca drept dovadă, la selecție vin 35-40 de copii, avem de unde alege, lucru care este foarte îmbucurător și ultimele generații chiar copii talentați vin, chiar avem de unde alege. Mai mult, un festival concurs vine și cu o altă provocare. Concurența te ambiționează să scoți tot ce este mai bun din tine, mai ales în rândul celor mici. În general, concursurile sunt bune pentru o formație. Copiii ar trebui să înțeleagă că nu sunt în competiție cu celelalte formații, sunt în competiție cu ei înșiși. Adică întotdeauna trebuie să se mențină nivelul corului și undeva aceste competiții te determină pentru a cizela mai mult, pentru a te pregăti mai mult. Nu că am face rabat la celelalte concerte, însă un concurs parcă plecând de la noțiunea sa, îți impune anumite rigori, anumite cerințe. Copiii au fost încântați și am văzut, cel puțin la copiii mei, o dorință foarte mare de a cânta o anumită piesă și când văd bucurie și când simt că le place, este împlinirea a ceea ce facem până la urmă. Să cânte cu bucurie, să cânte cu plăcere, pentru că toată lumea vede acest lucru. Văd că copiii se simt bine cântând și muzică religioasă și tocmai de aceea, prin festivalul nostru, am vrut să încurajăm acest tip de activitate. Muzica religioasă pentru copii, pentru a-i forma într-un spirit creștin. Părerea personală este că, dincolo de tinerețea foarte frumoasă pe care nu ai toată viața, este bine a se adecva și repertoriile ca pentru vârsta copiilor. Ei bănuiesc că sunt îndeajuns de bine și de frumos educați și din casă și de la școală pentru a înțelege care este semnificația unei asemenea sărbători pentru care ei vin să cânte în cadrul respectivului festival concurs sau cum îi spune. Regulamentul concursului a impus interpretarea a două cântări religioase. E balsam pentru suflet să vezi atâția copii care au ales să își folosească darul pentru cel ce l-a dăruit. Te cuprinde o stare de nostalgie și de bucurie, de nostalgie pentru puritatea copilăriei și de bucurie că îi vezi în biserică, slăvindu-L pe bunul Dumnezeu. Tuturor celor care iubesc muzica și Sfânta Biserică, să țină aproape și de una și de cealaltă, vor veni Sfintele Sărbători de Paști și sperăm să ne întâlnim cu toții sănătoși, cu atenție și în viață, fiindcă știm prin ce se trece acum și să ne rugăm pentru toți cei care trec prin momente atât de grele în Europa și în lumea întreagă. De la Aristotel încoace se spune că speranța e visul celui treaz. Să fim treji și buni organizatori. Cântați! Un copil care cântă e un copil frumos, un copil care se dezvoltă frumos și se spune că în casa unde se cântă sunt suflete frumoase și cresc copiii frumos. Cântați pentru că cine cântă e om bun, tot vorba populară spune. Să-i ascultăm, să-i aplaudăm și să-i încurajăm. Ne-au readus bucuria frumosului și tihna sufletului. Ne-au readus speranța de care aveam atâta nevoie, căci în vremurile pe care le trăim, nădejdea uneori răzbește cu greu. Aveam nevoie de chipuri luminoase și de pace în inimă. Aveam nevoie să ne reamintim de frumusețea zidită de Dumnezeu în rai, de curăția la care suntem chemați și de datoria noastră de a fi buni, în toate și cu toți.